Organizația de management al destinației Timișoara, în parteneriat cu asociația patronală Horetim, îi invită pe timișoreni la un nou picnic atipic. Duminică, în data de 7 iulie, între orele 17-21, în parcul uzinei din Timișoara, timișorenii sunt așteptați să se bucure de aceleași activități relaxante pe malul râului Bega, în parcul uzinei. Ședințe foto cu prietenii și familia, ateliere de olărit, jocuri în aer liber și pictură pe față sunt pregătite pentru a le transforma cetățenilor duminica într-o experiență de vacanță în oraș. O invitație la un picnic atipic este o invitație la o schimbare de perspectivă. Oamenii sunt încurajați să privească în jur și să conștientizeze că se pot simți bine fără prea multe bătăi de cap. Scopul acestor evenimente este o schimbare de mentalitate. Odată organizat din exterior, un astfel de picnic se inspire persoanele din comunitate să organizeze astfel de întâlniri și în viitor.